Mihai Viteazul Călugăreni a obținut sâmbătă o victorie importantă în lupta pentru calificarea la turneul pentru desemnarea campioanei județene. Gazdele au trecut la limită scor 2-1 de Argeșul Mihăilești și s-au instalat din nou pe primul loc în clasamentul Seriei Nord, profitând și de faptul că în această rundă Petrolul Roata Cartojani a stat. Meciul a debutat în forță, golgheterul celor din Călugăreni, Constantin Sândulescu, deschizând scorul cu un șut din interiorul careului care l-a lăsat fără reacție pe portarul oaspeților. Noua achiziție a celor din Călugăreni, Viorel Gurgu, a dublat avantajul gazdelor dintr-un penalty corect acordat de centralul Silviu Ciupitu. Golul secund al gazdelor l-a scos la rampă din nou pe Florea Leu, omul cu tabela de la Călugăreni. Ei, dacă și ăsta a fost de galben, bă, băiatule, bă! Moș Florea devine îngrijorat doar când scorul ia proporții și asta pentru că nu are decât tăblițe numerotate de la 0-9. Nu a fost cazul însă la acest meci, deși oaspeții au reușit o a doua repriză mult mai bună. Asta și datorită schimbărilor efectuate de fostul mare internațional Lajos Szatmári, cunoscut microbiștilor drept Ludovic Sătmăreanu, fundașul dreapta al Naționalei României la Mexico 70, astăzi antrenor la Mihăilești. Juniorul Claudiu Niculae a redus din diferență după o fază fixă spre disperarea portarului Marius Popa. Golkeeperul celor din Călugăreni greșește câteva minute mai târziu, atunci când faultează clar un adversar în careu. Se revanșează însă imediat, blocând mingea trimisă pe centru de Florin Nidelea, golgheterul Argeșului. Este al doilea penalti în returul ăsta care l-a apărat și etapa trecută am mai apărat unul la Ogrezeni. Am și executat până la... Am trei penalti executate până acum în tur, dar am ratat două, n-am înscris decât o dată, așa că i-am lăsat pe ceilalți. Deci ești un fel de om al penaltiurilor, ori le ratezi, ori le aperi. Da, păi tot cam acolo e bilanțul între cât am ratat și cât am apărat. S-a încheiat 2-1, rezultat care mărește la 10 puncte diferența din clasament între cele două formații. Gazdele au încheiat partida în inferioritate numerică după ce Constantin Sândulescu a fost eliminat. Am dat de un adversar foarte puternic, de aia este și pe locul 3. Tensionat, s-a jucat, s-a băgat osul, cum se spune în fotbal, și ne bucurăm pentru victorie, am muncit toți, ne-am străduit. Ce să zic, suntem mulțumiți în principiu și sper să ne menținem acolo sus, pe primul loc, unde ne este locul. De cealaltă parte, antrenorul Lajos Szatmári a declarat că în ciuda locului 3 ocupat în clasament, Argeșul Mihăilești nu are momentan drept obiectiv promovarea în Liga a 3-a și că se axează pe creșterea juniorilor, fiind una din echipele Seriei Nord cu cea mai scăzută medie de vârstă. Un joc viu disputat, echipa gazdă merită rezultatul, victoria. M-a plăcut jocul, m-a plăcut dăruirea, deci într-adevăr a fost un derby. Felicitări echipei gazdă și succes mai departe. Am trezit puțin târziu și nu știu dacă doream noi anul acesta să... Vrem să construim o echipă tânără, capabilă să ajungă puțin mai sus în divizia C. Dar nu în momentul acesta. Etapa viitoare, atât Mihai Viteazul Călugăreni, cât și Argeșul Mihăilești au programate partide echilibrate. Liderul va evolua în deplasare la Bolintin contra campioanei sezonului trecut, în timp ce Argeșul Mihăilești va juca pe teren propriu cu Unirea Izvoarele.